Este o perioadă cu totul și cu totul specială. Încep prin, nu e o scuză, este un anunț. Exact la ora 11, odată cu această dezbatere, începe ședința de guvern. În ședința de guvern sunt supuse adoptării două ordonanțe. Una care vizează Planul Național de Redresare și Reziliență, foarte important pentru mediul universitar și pentru sistemul educațional în general. Și cea de-a doua este acea ordonanță de urgență cu măsuri în domeniul educației, din care face parte introducerea posibilității de a organiza în format digital unele activități corelat cu specificul domeniului, începând din toamnă, începând din toamna acestui an, pe baza unor standarde de calitate pe care ARACIS urmează să le elaboreze într-un termen de 60 de zile, un lucru foarte important. Este vorba de dublarea alocației zilnice pentru participarea la Olimpiadele Naționale, o măsură foarte importantă. Este vorba de quantumul premiilor elevilor noștri care obțin rezultate deosebite la rezultatele naționale, care până acum aveau valori ridicole și care acum sunt aliniate, să spunem, cu celelalte premii și cu quantumul burselor, care de asemenea a crescut foarte mult. Este vorba de posibilitatea de a recunoaște performanța de excepție la Olimpiade Internaționale, indiferent de locul din care provii, că este o școală de stat sau că este o școală privată. Este vorba de o solicitare a mediului universitar, creșterea duratei studiilor de licență de la 3 la 4 ani pentru învățământul de arte, un lucru pe care l-am discutat la Consiliul Național al Rectorilor, deci asta se va adopta. Este vorba de prorogarea unor termene pentru ca sistemul de învățământ preuniversitar să poată funcționa în condiții de legalitate. Deci sunt extrem de multe puncte importante care se vor discuta exact în câteva minute. Legat de primul aspect, nevoia de digitalizare în sistemul educațional românesc, sunt deja câteva ore de cât și mă bucur să vă văd, la câteva ore după ce am publicat anunțul pentru consultarea ghidului și lansarea apelului pentru digitalizarea proceselor din universități. Este vorba de un apel în valoare de 234 de milioane de euro, în urma căruia cel puțin 60 de universități, și sunt eligibile toate universitățile acreditate, diferențierea se face la nivel de punctaj, grad de încredere ridicat sau grad de încredere standard sau grad de încredere limitat, acolo se acordă 0 puncte. Nu pot participa universitățile care nu sunt acreditate. Iar proiectele vor fi de la peste 2 milioane de euro până la peste 8 milioane de euro, în funcție de dimensiunea universității. Este un lucru extrem de important. Selecția urmează să se facă până la sfârșitul lunii iunie. Sunt 234 de milioane de euro, v-am spus. Vom avea finanțare pentru un număr între 60 și 70 de universități, estimez. Rețele de universități europene în care participă 10 universități românești, este vorba de 41 de rețele care au fost câștigătoare la apelurile din anii 2019-2020, din 41, în 10 dintre ele, universitățile românești participă. Le mulțumesc colegilor rectori care s-au mobilizat pentru a participa la aceste apeluri, care înseamnă o integrare a universităților românești mult mai bună în spațiul european al învățământului superior și cercetării. Îi mulțumesc și colegului meu, Marilen Pirtea, pentru că se preocupă în mod deosebit de dezvoltarea activității acestor universități, care sunt convins că pot oferi consultanță colegial și acelor universități românești care doresc să participe în continuare la apelurile care vor mai fi lansate pentru constituirea de rețele de universități europene. Am vrut să vă dau câteva informații în timp real, întâmplate în ultimele ore, apelul și ordonanța de astăzi. Lucrurile sunt însă mult mai multe. Este vorba de pachetul legislativ care va trebui să fie disponibil în consultare publică cât mai curând. E vorba de legile educației, un proiect, un draft, o propunere ca bază de plecare a acestor legi, care să ia în considerare punerea în text legislativ a concluziilor dezbaterilor care au avut loc vreme de mulți ani în cadrul proiectului România Educată.
Pe parcursul consultărilor, acestea, o salut și pe doamna președinte NEI și mulțumesc pentru prezența, aceste legi, proiecte, propuneri, ne dorim să fie prezentate cât mai rapid, foarte rapid, în prima lectură în guvern, lăsate un termen suficient în consultare, pentru ca mai apoi să le putem înainta Parlamentului spre dezbatere. Acesta este planul. Din acest pachet legislativ, vorbesc doar de legislația primară, am căutat să vedem cam ce ar însemna legislația secundară și înseamnă peste 100 de acte normative, hotărâri de guvern și ordine de ministru, care ar trebui să pregătească sistemul de educație, arhitectura de sistem, să clarifice foarte multe lucruri, să elimine suprapunerile, să consolideze legătura dintre școală, universitate și mediul socioeconomic, să conecteze mult mai bine elevii și studenții la realitățile societății, vorbeam de digitalizare, la schimbările tehnologice extrem de rapide și de accentuate. Avem nevoie în mediul universitar. Avem nevoie cu atât mai mult cu cât în mediul universitar, așa cum a precizat și domnul Val Vâlcu, formăm cadre didactice pentru învățământul preuniversitar. Deci aceste lucruri ar trebui să se întâmple până în septembrie 2023. În septembrie 2023 îmi doresc ca, și ne dorim cu toții, sunt convins, sistemul de educație să poată să înceapă pe cu totul alte baze, plecând de la planul cadru, care să fie coerent formulate în raport cu cerința de competențe necesare tinerilor pentru parcursul educațional, dar și pentru dezvoltarea lor în viața ulterioară, ieșirii din sistemul de educație, este nevoie de planuri cadru. Planurile cadru vor trebui să prevadă, alături de disciplinele din trunchiul comun, care vor rămâne, desigur, matematică, limba română, științe, a se vedea chimie, fizică, biologie, om și societate, a se vedea istoria și geografia României și Europei, discipline socio-umane, economie, sociologie, psihologie, logică, în trunchiul comun. Tot în trunchiul comun avem de introdus, domnule senator, și acea disciplină, educație pentru viață, care să cuprindă alături de educație pentru sănătate, să aibă educație pentru mediu, educație rutieră, educație juridică, educație financiară, educație pentru alimentație sănătoasă și toate aceste educații să fie corect integrate în această disciplină, modular, care să beneficieze de aportul unor specialiști, să poată avea acces în școli specialiștii care au și pentru asta trebuie să avem bază legală. Și acesta ar fi trunchiul comun. Curriculumul la dispoziția școlii, CDS-ul, în conformitate corelat cu interesele locale, ar trebui să aibă o pondere mult mai mare decât are acum. De asemenea, stagiile practice, care definesc învățământul profesional în forma lui cea mai bună de organizare, învățământul dual, vor trebui să fie implementate și mulțumesc organizatorilor că pot să accentuez încă o dată acest lucru în fața colegilor rectori, până la nivel universitar inclusiv. Învățământul dual trebuie să fie atractiv și pentru a fi atractiv, aceste rute trebuie să fie pe lângă diverse, trebuie să fie și deschise. Deschise înseamnă că trebuie să aibă acces în învățământul superior. Și suntem în etapa în care căutăm să găsim modalități de sprijin pentru ca universitățile să poată dezvolta programe de învățământ la nivel de licență și la nivel de master în sistem dual. Urmează să ne gândim în ce măsură, printre măsurile de susținere a acestei strategii, se regăsește și o finanțare privilegiată pentru aceia dintre dumneavoastră care veți dori să organizați programe de licență în învățământ dual în parteneriat cu mediul socioeconomic. Mediul socioeconomic, nu neapărat numai companii. Sunt foarte multe lucruri de discutat. Aș vrea să vă spun că toate aceste lucruri vor putea să producă efectele pe care le așteptăm și suntem contra cronometru de fiecare dată. Am spus septembrie 2023. Sistemul ar trebui să fie deja pregătit. Ca să fie pregătit, trebuie să avem și legislația primară și legislația subsecventă. Pentru
Pentru toate aceste lucruri, este nevoie de o concentrare a tuturor, în egală măsură, învățământ preuniversitar și învățământ universitar. Și angrenajul este atât de complex încât dacă vom repeta, după ce vom ajunge la o concluzie, prin consultări care vor fi largi, dacă forma rezultată va avea de suferit prin extragerea unor componente esențiale, pare rău că trebuie să vă anunț, tot sistemul, în opinia mea, e convingerea mea, tot sistemul se va gripa și în loc să putem să urcăm calitatea educației dintr-un punct pe care îl apreciez acum ca fiind de minim, la nivel național, nu mă refer, sunt, din fericire, sunt exemple bune, dar nu putem generaliza, calitatea educației a scăzut. A scăzut din diverse motive pe care le știți și o spun încă o dată, perioada de criză sanitară a generat o catastrofă educațională în România și în orice stat. Pe perioada crizei sanitare nu există, chiar nu există, o spun iarăși cu toată răspunderea, cineva care poate să spună că a crescut calitatea educației. Sistemele de educație vor trebui să fie pregătite, am spus, în orice școală să dispară tabla, creta, și să fie înlocuită de table interactive. Deci eforturi, încerc să sintetizez și am încheiat, eforturi la nivel de infrastructură. Asta după ce vom avea cadrul legal bine definit, infrastructură. Este vorba de nevoia de formare a cadrelor didactice și mă refer nu numai la cadre didactice din învățământul preuniversitar, dar știm foarte bine și din învățământul universitar. Este vorba de o înțelegere a rolului profesorului care s-a schimbat față de perioada de acum 20, 30, 40 de ani. S-a schimbat mult pe baza evoluției societății și a tehnologiei. Este vorba de redarea prestigiului carierei de dascăl. Este vorba de redarea statutului social. Spunem peste tot că educația stă la baza tuturor lucrurilor, dar când ne uităm la salariile colegilor noștri profesori debutanți, mai ales în sistemul de învățământ preuniversitar, nu prea se vede acest lucru. Motiv pentru care știți foarte bine că avem chiar zilele acestea manifestări de nemulțumire. Eu am asumat, susțin și voi susține ori de câte ori am ocazia, că un profesor, pentru a fi motivat dincolo de statut social, ar trebui să pornească cu salariul mediu pe economie, profesor debutant. Este un efort pe care cred că România îl datorează educației și îl datorează în ultimă instanță viitorul ei. Pentru asta, alocările pentru educație, chiar dacă știu foarte bine, discutăm zi de zi de dificultățile bugetare, trebuie să fie minimum 15% din bugetul național. Avantajul raportării la bugetul național spre deosebire de produsul intern brut este următorul. În momentul în care construim legea bugetului, ne raportăm la un PIB estimat, pe care îl vom cunoaște abia peste un an. Este greu de controlat în felul acesta. Dacă ne raportăm la bugetul național, înseamnă că ne raportăm în același moment. Deci avem bugetul național în față, putem să vedem dacă în el avem 15% cheltuieli pentru educație. Nu mai folosim estimări ce ar putea să fie, dacă ar fi mai mare sau mai mic decât cel estimat. Nu. Ai un document în față și te uiți foarte clar. Ai sau nu ai 15% în total cheltuieli pentru educație. Nu știu cum s-ar putea rezolva altfel numeroasele, prea numeroasele probleme din educație, fără resurse financiare. O spun și o declar public, nu știu și nu cred că știe cineva cum poți să faci educație de calitate fără să acorzi resurse financiare. Și pentru asta, iarăși, este nevoie de acțiunea noastră comună, indiferent de interese punctuale care pot fi diferite. Cred că mare parte din ceea ce am spus, sunt convins că mare parte din ceea ce am spus până acum, sunt lucruri care sunt în egală măsură importante pentru fiecare dintre noi, indiferent că din ce parte a spectrului politic vor venim, indiferent de nivelul de învățământ în care încercăm să construim educație timpurie, primar, gimnazial, liceal, post-liceal, și asta va trebui să fie clarificat, colegiile de învățământ terțiar, non-universitar, sau învățământ universitar la nivel de licență, master
sau doctorat. Vă mulțumesc încă o dată pentru posibilitatea de a prezenta doar câteva din aceste lucruri. Închei prin a vă ruga să vă gândiți în momentul în care veți construi aceste proiecte pentru digitalizarea proceselor din universități, să nu uitați că achiziția de competențe pentru studenți, dar și pentru cadre didactice și cercetători, inclusiv personalul didactic auxiliar, sunt obiective importante și să vă gândiți la cea mai eficientă manieră prin care veți putea să faceți acest lucru, pentru că un rezultat bun în universități se va transfera și în sistemul preuniversitar. Am alocat anul ăsta pentru prima oară 2000 de locuri special pentru cariera didactică. Cunosc nemulțumirea tuturor universităților. Avem 63.729 de locuri bugetate la nivel de licență. 63.729. Avem 36.642 de locuri bugetate la nivel de master și avem 3.220 de locuri bugetate la nivel de doctorat. Avem o scădere de 1.000 de locuri la licență și 1.000 de locuri la master. Aceste scăderi au fost uniform distribuite universităților românești. Altfel spus, să știți că nu e nicio universitate românească care să fie avut mai multe sau exact la fel de multe locuri ca și anul trecut distribuite. M-aș bucura să fiu eu acela care greșesc și admiterea din acest an să fie un succes atât de mare încât să ne demonstreze că ceea ce a propus CNSPIS, Consiliul Național de Statistică și Prognoză în Învățământul Superior, a fost greșit. M-aș bucura să fi greșit CNSPIS, m-aș bucura să fi greșit noi atunci când am alocat cu 1.000 de locuri mai puțin la licență și 1.000 de locuri mai puțin la master. Dar noi, cei care am propus lucrul ăsta, suntem tot aceia care ne uităm la efectivele de elevi din sistemul de învățământ preuniversitar și avem analiza celor care urmează să finalizeze. Repet, m-aș bucura să ne fi înșelat noi și dacă ne-am înșelat, vom încerca să reparăm această eroare. Maturitate ar fi cuvântul potrivit, cuvântul care caracterizează cel mai bine învățământul superior românesc. Și atunci când avem solicitări, să avem și argumente. Mulțumesc încă o dată!